Părinții de pici cu Georgiana. Mamă de pici! Salut! Azi vorbim despre obiceiurile de dinainte de culcare ale copiilor. Știm cu toții că pentru un somn bun și odihnitor, fiecare din noi are nevoie de anumite ritualuri înainte de culcare, iar copiii nu fac excepție. Ba s-ar părea că pentru ei e și mai important să le formăm o rutină clară de somn, pentru a-i ajuta să se pregătească, încet, încet, de întâlnirea cu moșene. O băiță, un masaj, o muzică liniștitoare, o poveste sau 2-3-5, plus multe îmbrățișări, mângâieri și pupici. Cam așa sună ritualul de seară al multor familii cu copii mici. Bineînțeles că fiecare familie are particularitățile ei. Unii copii ascultă poveștile citite doar de mami, alții doar de tati. Unii pitici adorm ascultând povești audio, alții au nevoie de liniște. Orice ritual de somn ar avea micuțul tău, e bine să-l respecti pe cât posibil seara de seară, așa cum ar fi bine să aveți și o oră fixă, nu foarte târzie, la care piticul tău să se bage în pat. Asta e una din condițiile de bază ale unui somn odihnitor, care să-i ofere copilului energia de care are nevoie. Pentru că susținem dezvoltarea sănătoasă a micilor ascultători de radio și vrem să transformăm ora de seară într-o experiență relaxantă și utilă pentru cei mici, derulăm în această perioadă pe itsybitsy.ro un sondaj cu privire la obiceiurile de culcare ale copiilor. Îți ia mai puțin de 5 minute să răspunzi la întrebări și o poți face până pe 25 martie, când vom încheia sondajul și vom premia 3 câștigători, oferind un kit de familie itsybitsy. Mult succes! Părinții de pici cu Georgiana. Mamă de pici!